Bună ziua! Sunt Codruț Gabriel Morariu. Astăzi vă propun să descoperiți câteva numărători ritmate care vă vor ajuta în jocurile voastre. Când vă jucați în grup, știu că vă este greu uneori să hotărâți care dintre voi va fi conducătorul jocului. Când nu reușiți să alegeți liderul, puteți folosi numărători ritmate care vă ajută la desemnarea acestuia. Iată cum se procedează. De obicei, toți participanții se așează în cerc, rostind pe silabe fiecare cuvânt din numărătoare. În timpul rostirii fiecarei silabe, este indicat câte un copil, respectându-se ordinea așezării în cerc. Copilul în dreptul căruia se rostește ultima silabă a numărătorii părăsește cercul. Ceilalți jucători reiau numărătoarea, începând de la copilul care urmează după cel ieșit din cerc. Iată câteva exemple de numărători ritmate folosite în jocurile copiilor. Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria: ieși afară dumneata. An-tan-te dise-mane-pe, dise-mane-compane, an-tan-te. Merge ursul prin pădure să adune fragi și mure, câte fructe a mâncat ursul cel înfometat. Vă propun acum un joc pe care puteți să-l jucați împreună. Jocul se numește Călimarha cu cerneală. Formați un cerc. Stabiliți conducătorul jocului, rostind una dintre numărătorile audiate anterior. Conducătorul jocului va decide de la care jucător din cerc va începe rostirea pe silabe a numărătorii ritmate Călimarha cu cerneală. Într-o călimară plină cu cerneală, ce culoare are călimara ta? Dacă vrei să scrii cu ea. Jucătorul în dreptul căruia s-a rostit ultima silabă a numărătorii va alege o culoare. De exemplu, jucătorul respectiv alege culoarea verde. Începând cu jucătorul imediat următor, se vor rosti literele din cuvântul verde. Copilul în dreptul căruia se rostește ultima literă, adică E, trebuie să găsească culoarea verde în îmbrăcămintea personală. Dacă o găsește, poate rămâne în cerc, iar dacă nu o găsește, trebuie să părăsească jocul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!